Angel Meșter este artist plastic de mai bine de 32 de ani și este cunoscută atât ca și pictoriță, dar și ca și o pasionată scriitoare, fiind autoare a 2 volume personale de poezii. Iată acum, încă o dată, literatura se îmbină cu pictura, izvorând din același suflet minunat. Doamna Ileana Angel Meșter a avut peste 30 de expoziții de icoane pe sticlă și este membra Asociației Culturale Române. Câteva dintre aceste superbe icoane pe sticlă le puteți admira și în revista Poezii pentru Sufletul meu, fiind publicate chiar în numărul pe care îl aveți fiecare dintre dumneavoastră. Să o aplaudăm, doamnelor și domnilor, pe doamna Ileana Angel Meșter! Vă mulțumesc foarte mult pentru primirea pe care mi-o faceți. Vă mulțumesc că mi-ați creat emoțiile acestea extraordinare, care nu pot fi egalate cu nimic. Și vreau să adaug doar câteva perluțe la existența mea, din trecutul meu istoric, pentru care eu nu am un merit, dar sunt moață din Abrud și noi moții ne mândrim cu originea noastră. Felicită! Trăiască abrudeni! Deci sunt moață din Abrud, strănepoată de aurar din Roșia Montană, nepoată de erou căzut pe câmpul de la Mărășești în 1917, la războiul după care s-a alipit Transilvania României Mari, nepoată de emigrant ardelean, ajuns printre primii pe continentul american, respectiv chiar în Canada, pe vremea când Ardealul făcea parte din Imperiul Austro-Ungar și când se zvonea de război. Și moții mei, străbunii, erau speriați că îi va trimite împăratul să se bată cu românii din regat. Și ei nu vroiau să se bată cu frații lor românii din regat. Și atunci au plecat cât s-a putut de departe la vremea aceea. Au plecat în America. În 1987 am fugit din România. M-am încadrat în atmosfera canadiană, în ceea ce mi-a oferit Canada. De fapt, eram ultima persoană din familie care a reușit să scape din iadul comunist. Și de atunci mă străduiesc, prin puterile mele, să aduc neamului românesc gloria pe care o merită prin ceea ce fac, prin pictură și prin poezie. Și dacă îmi permiteți, aș citi o poezie. Icoana pe sticlă a intrat în patrimoniul universal UNESCO. Eu m-am născut cu icoana pe sticlă pe pereții casei bunicilor mei din Abrud. Venind aici, fugită, cu poșeta și atâta tot, aveam 45 de ani, eram la răscrucea vieții și nu știam ce mă așteaptă. Și mi-era un dor extraordinar de mare de țară și știam, în condițiile acelea, 87, că nu voi mai ajunge niciodată să pot să pun piciorul în România, pentru că eram fugită, eram condamnată. Și atunci am început să pictez icoane pe sticlă. De fapt, icoana este arta țăranului român. Te cumpărau în târguri la Nicula, un car cu boi te legăna spre sat. În fapt de zi veneau la închinat, te lăudau cu gândul și cu gura. Din care vremi te-ai apropiat să-mi ocrotești credința și făptura? Spre colțul meu de lume îndepărtat, apleacă-ți nimbul și căutătura la ruga mea de dezrădăcinat. Și fă să-mi treacă dorul de acasă, să mă ajuți când greul mi-e mai greu, să-mi întărești credința în Dumnezeu în greaua pribegie ce mă apasă și să-mi sfințești bucatele pe masă, icoană mândră din Ardealul meu. Mulțumim frumos!